Accident mai puțin obișnuit în Iași. Un tânăr care se afla la volanul bolidului său marca BMW nu a acordat prioritate de trecere unui alt autoturism, la volanul căruia se afla un începător. În urma impactului, primul autoturism care circula cu viteză a fost proiectat direct în două cavouri. În urma impactului violent, trei persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. Cu toate acestea, polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și desfășoară cercetări la fața locului.